Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa cum am promis acum câteva zile că o să vă arăt toate animalele mele, pentru că acum vine puțin vânt, bate foarte puțin și acum vreau să vedem și cocoșelul acela mic împreună. Haideți să începem până la urmă, ce să zic, să vedem animăluțele. Prima dată avem doi căței. Acesta este Beethoven. Acesta mic și acesta este Smile Dog, acesta mare. Sunt foarte jucăuși acești cățeluși. Sunt foarte drăguți. Smile Dog are ca un an de când l-am adus, dar Beethoven are vreo 6 luni, nu știu cât are. Niște cățeluși destui de blânzi și hai să trecem la găini până la urmă. Ce să spun? Hai să trecem la găini. Prima dată începem cu niște găini. Venim acum la ele. Aici avem o pereche de găini golașe. Avem niște găini de carne. Acestea albe sunt de carne. Acestea sunt niște găini golașe. Să încerc să oprim pasta. Dar nu stă să oprim. Acum avem niște găini porumbace, o pereche. Acum avem această pereche mică pe care o vedeți acum, care am adus-o în casă și am mai făcut vloguri cu ea. Se vede acolo, nu știu dacă se vede. Se vede. A, da, și mai am un cățel, ăsta are vreo 10 ani de când îl am. Acest cățel, vreo 10 ani, 10 ani, 12, 10 ani, nu știu cât are. De când am adus acest cățel, este foarte bătrân. Dar continuăm cu... ce să mai continuăm? Avem aici un cocoș foarte mare. Aici avem un cocoș porumbac. După cum îl vedeți că aleargă. Ia uitați-l. Un cocoș porumbac. Și mai este și o găină porumbacă pe lângă el. Vedeți? Am să plecăm de aici pentru că bate vântul și vreau să vă arăt cocoșelul. Dar nu știu dacă stă să-l filmez. Uitați-l, acesta este cocoșelul. Îl vedeți aici? Acesta este cocoșelul. A, da, și am uitat acel câine de acolo. Înainte era aici, așa cu e acolo. Da? Și acesta este cocoșelul, vedeți și voi. Tot în acest apitic. Da, și după cum vedeți, este foarte frumos. Are o creastă foarte mare, să spun așa. Îl vedeți și voi aici. Și aici avem mâncarea lor, mâncarea găinilor și a cocoșilor. Aici avem... A, dar nu mai știu dacă mai face o... Înainte făcea o... Da. Aici vreau să vă spun că avem cuibare. Să mai face găinile ouă pe aici. Aici, în găurile astea. Așa. Aici, dacă mergem noi aici. Aici am avut un porc, dar acum nu mai este. Dacă intrăm noi aici. Avem cuibare, da, vedeți, avem cuibare. Găleți în care face găinile ouă, adică sunt niște cuibare. A, da, și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Adică asta a fost toate animalele mele. Așa că, la revedere! Să aveți o zi bună!